autoritatea locală Hârșova dorește să sprijine sistemul de educație în Hârșova din toate punctele de vedere. Cum am spus în nenumărate rânduri, ce nu investește în educație nu va avea viitor. Acesta este motivul pentru care încercăm în limitele pe care le avem să sprijinim atât, sau mă rog, nu numai financiar, sistemul de educație din Hârșova. Vreau să vă spun că acum, pentru că a început vacanța, vom face o analiză și va trebui să începem pregătirile pentru amenajarea școlilor și grădinițelor pentru începerea noului an din 2019-2020. Acolo unele lucrări le vom face noi cu sprijinul societății orașului, alte lucrări vor trebui făcute de către școli. Ținând cont de faptul că fiecare instituție de învățământ are un buget propriu, trebuie să învețe să se gestioneze și noi să venim să sprijinim. Pe de altă parte, cred că s-a văzut în acest an, prin organizarea bacalaureatului la Hârșova, faptul că autoritatea locală, chiar dacă nu se vede, se știe că s-a implicat și am reușit să organizăm în acest an, cu ajutorul Inspectoratului Școlar, ocazie cu care mulțumesc doamnei inspector Bucovală pentru înțelegere și pentru că a fost alături de noi în a sprijini, în a se desfășura bacalaureatul la Hârșova, pentru că, am mai spus, o avem copii buni. Avem copii cu rezultate extraordinare, atât la nivel județean, cât și la nivel național, iar din punct de vedere cultural chiar cu rezultate peste hotare. Și atunci, acum vreau încă o dată să îi felicit pe copiii de la Noua Dance, împreună cu doamna instructor, pentru rezultatul obținut în Croația. Deci avem copii buni și atunci au tot dreptul să își desfășoare activitățile și examenele la ei acasă, în Hârșova. Motiv pentru care eu mă voi lupta pentru a le asigura acest drept. Este vorba de un proiect pe fonduri europene, pe o linie Interregio România-Bulgaria. Este un proiect unde ne aflăm în faza de achiziția proiectantului. Cu părere de rău o spun că am scos lucrarea pe SICAP de două ori, nu a venit nimeni. Este un proiect prin care vom reabilita casa de cultură, dar nu numai, efectiv vom dota cu sonorizare, echipamente pentru sonorizare, cu o scenă mobilă, cu costume populare. Este un proiect frumos, un proiect cultural. Da, Primăria orașului Hârșova, împreună cu Consiliul Local, sunt permanent alături de noi în toate activitățile pe care le desfășurăm, suportându-ne și primind un ajutor permanent financiar. Avem un program în care îl numim Școala de Vară, cu activități în weekend pentru diferite medii de vârstă. Vor avea competiții sportive cu mingea, cu șah, legat de pictură, întrecere cu biciclete. În cadrul Casei de Cultură avem înscrise 11 cluburi. Secții de canto, secție de desen, secție de teatru, pictură, dansuri moderne, la care s-a luat și premiul 3. Au participat copiii la un festival internațional în Croația. E un succes super. Grădinița cu program prelungit Tic-Pitic se bucură de o colaborare foarte bună cu Primăria și Consiliul Local. Dovadă sunt proiectele pe care le-am derulat în acest an școlar, cum ar fi extinderea bucătăriei pe care grădinița și-a dorit-o de foarte mulți ani, iar anul acesta acest proiect a fost realizat, și construirea unei scări de
evacuare, care tot așa era necesară pentru a obține un aviz din partea ISU. Avem alte proiecte, chiar în colaborare cu Primăria orașului Hârșova și Consiliul Local. Avem un proiect de suflet pentru noi, Campiona Voluntariat, în care au fost implicați și părinții din grădinița noastră și s-a reușit reabilitarea curții grădiniței, iar preșcolarii noștri se bucură de o curte foarte frumoasă. De asemenea, Primăria și Consiliul Local al orașului Hârșova ne-a sprijinit anul acesta în programul Școala Altfel, atunci când am avut nevoie de a ne deplasa cu preșcolarii noștri în diferite locații, cum ar fi Constanța, Megidia, Călăraș, Tulcea. Toți preșcolarii s-au bucurat de transport gratuit din partea Primăriei și a Consiliului Local. Primăria ne-a susținut de fiecare dată în toate activitățile derulate, mai ales că avem anumite proiecte care se desfășoară în colaborare cu primăria, și anume proiectul ADMIS, proiect prin care 110 elevi și părinții beneficiază de activități SDS și activități SEI, precum și activități de consiliere și parenting. Iar primăria de fiecare dată ne sprijină fără probleme. Elevii au participat, coordonați de cadre didactice, la olimpiade și concursuri, la olimpiada de limba română, engleză, istorie, olimpiada gimnaziilor, fotbal, fete, cupa Team Park, amicii isteți, comorile condeiului, fenomenul violenței în școală, portret de copil, copilul și marea, călător prin istorie, să protejăm natura, iar bilanțul, dacă ar fi să vorbim despre un bilanț, ar arăta așa: premiul întâi a fost obținut de 37 de elevi, premiul al doilea 27 de elevi, premiul al treilea 34 de elevi, iar mențiune 26. Eu zic că stăm bine. Suntem un liceu tehnologic, situat la 2 km de orașul Hârșova, un liceu ce presupune calificarea unor meserii, cum ar fi, avem anul acesta două clase de școală profesională pe sudor și recepționer, domeniul mecanică și comerț. Copiii care vin din mediul rural, dar și din Hârșova, din localitățile limitrofe ale orașului Hârșova. Ce am nou anul acesta și punct forte este parteneriatul încheiat cu Diamond, Mangalia, unde copiii au mers să efectueze practica. 3 săptămâni le-a asigurat cazare, mâncare și, bineînțeles, practica necesară specializării. Ce mai am? Din de acum 2 ani, deci din 2017, am proiectul ROSE cu un grant de 450.000, ce presupune activități pedagogice și de sprijin, presupune activități extracurriculare și puțină dotare. Puțină dotare, o să vă arăt cabinetul multifuncțional pe care l-am și realizat. Ca instituție, 340 de elevi, 26 cadre didactice. Sprijinul primăriei l-am avut de ori de câte ori am solicitat, și în special cu curățenia, cu zugrăvit, cu muncitori, cu mijloace de transport, la concursuri, în excursii, la Agua Magic plecă miercuri, mulțumim domn primar, ce să vă mai spun, cu premii, cu tot ceea ce s-a putut, bineînțeles, cât se permite și bugetul primăriei. De la toamnă, chiar joi, așteptăm vizita echipei ARACIP pentru acreditarea școlii post-liceale sanitară, da, de la toamnă. Voi avea un parteneriat cu Școala Post-Liceală Sfânta Ana din Constanța, unde eu găzduiesc, pun la dispoziție sale de clasă și cadre didactice în colaborare cu spitalul, da, unde vor merge să-și desfășoare orele de practică, și sperăm să ne meargă bine. De la bugetul local al orașului Hârșova au fost alocate fonduri în cadrul finanțării complementare, sume care se dau din sumele de echilibru ale bugetului local.
Au fost alocate sume pentru școala din port în valoare de pentru în anul 2018 de aproximativ 54.000. În cursul anului 2019 au fost alocate sume în jur de 25.000 de lei. Au fost alocate sume pentru premii și au vizat în special elevii cu rezultate bune și foarte bune la învățătură, pentru că orașul chiar se mândrește cu astfel de copii.